Iacov, la capitolul 5, versetul 7, fiți dar de nerăbdător, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă rodul scump al pământului și îl așteaptă cu răbdare, până primește ploaie timpurie și târzie. Fiți și voi de nerăbdători, întăriți-vă inima, iată-și venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșire avea Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Amin. Planurile pe care ne le facem și felul cum ne croim viața au ca bază un fel de gândire. Felul de gândire obișnuit al oamenilor de astăzi este legat de un viitor mai bun. Fiecare crede că zilele care vor urma vor fi mai bune ca și cele care au fost și oamenii se așteaptă să fie mai bine. Și din punct de vedere politic, presupun că și cu sănătatea o să fie bine, presupun că economic o să meargă mai bine lucrurile, presupun că dacă ei au mers, le-a fost mai rău, copiilor lor le va merge mai bine și le-au la școală să învețe și să... Mulțumesc, Paul. Și să fie... Se așteaptă, în general, oamenii la un viitor mai bun. Și acesta este mediul în care se își formează planul. Aici vine Cuvântul lui Dumnezeu și ne spune un alt mediu de gândire în care să ne formăm planul, pe care spune așa: fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Este gândirea celui care trăiește într-un mediu ostil, unde are nevoie de răbdare, unde lucrurile nu se petrec. Se petrec împotriva gândului lui, se petrec împotriva la felul cum gândește el. Și noi, dacă suntem născuți din Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu este cel care crește în noi și sămânța Cuvântului lui Dumnezeu este structura noii noastre ființe spirituale, adică gândurile pe care le avem și care ne preocupă, atunci suntem într-un mediu ostil. Pentru că marea majoritate a celor din jurul nostru nu gândesc la fel. Dacă vezi, de la mlădică până la opincă, cum se zice, nimeni nu l-așteaptă pe Domnul Isus. Și cuvântul vorbește despre cei ce iubesc venirea Lui. Și în această așteptare a venirii Domnului, ni se aduce pilda plugarului: fiți dar îndelung răbdător, fraților, până la venirea Domnului. Avem nevoie de răbdare. Până când? Până la venirea Domnului. După aia nu mai avem de nevoie de răbdare. Dar până la venirea Domnului avem nevoie de răbdare. Și pilda plugarului spune așa: iată că plugarul așteaptă rodul scump al pământului și îl așteaptă cu răbdare până primește ploaia timpurie și târzie. Acum, care e roada? Roada e venirea Domnului. Domnul Iisus, când a spus despre sine, ce ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Și plugarul este aici imaginea robului care așteaptă roadă și roada aceasta va fi prilejul de a fi lăudat sau mustrat de către stăpân la venirea lui. Știm pilda talanților, știm pilda semănătorului. O sămânță aduce mai puțin, o sămânță aduce mai mult. Dar dacă suntem găsiți fiecare credincios în lucrul încredințat lui, vom fi lăudați de Domnul Isus când va veni. Și imaginea aceasta este: Domnul Isus va veni și va zice: bine, slugă bună, sau va zice: rob rău. Într-un fel sau altul ne va zice și nouă. Și acest gând trebuie să ne mobilizeze, să ne facă să ne fie alfa gândului nostru, trebuie să fie pornirea gândului nostru, să fie: oare Domnul la sfârșit, când va fi omega, dragii mei, o să-mi zică bine slugă bună sau o să-mi zică rob rău? Sau eu foarte mult gândesc că știi care e minimorum. Am discutat cu un băiat săptămâna trecută și am observat gândirea asta: ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Eu zic, tu gândești foarte pragmatic. Te gândești, dacă fac aia e ok,
cum zicea cineva, eu vreau să fiu pe ultima bancă în rai, nu vreau să fiu în față. Deci asta ar putea să nu fie pe ultima bancă, pentru că felul ăsta de gândire nu te va duce nici dincolo de ușă. Da, este nevoie într-un mediu ostil, într-un mediu în care ne-am asumat gândul lui Dumnezeu prin însămânțarea lui prin credință în inimile noastre și fiți voi, și voi îndelung răbdători. Tăriți-vă inimile că venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați, iată că judecătorul este chiar la ușă. Și acum vine o altă pildă. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat, ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșire la Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Epistola lui Iacov este scrisă către evrei, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate din versetul 1 din capitolul 1. Și era o mică diferență între evrei credincioși și neamurile. Față de neamuri, Dumnezeu și-a arătat o mare milă și îi spune lui Pavel în Corint, am mult popor în această cetate. Față de evrei, zice că nu mai rămășița va fi mântuită, doar câte unul. Și tot vorbim despre evrei în Roman, capitolul 11, și tot vorbim despre nevoia de a privi la profeți. În Roman, capitolul 11, versetul 2 spune așa. Dumnezeu nu a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu știți ce zice Scriptura în locul unde vorbește despre Ilie? Cum plânge el lui Dumnezeu, cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel, când zice, Doamne, pe prorocii tăi au omorât, altarele tale le-au surpat, am rămas eu singur și caută să-mi ia viața. Dar ce răspunde Dumnezeu? Mi-am păstrat 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Tot așa și în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Nu putea crede că versetul acesta din Iacov se referă numai la evrei. Pentru că zice, frații mei, capitolul 1, versetul 1, frații mei evrei, din cele 12 seminții, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe înaintașii voștri proroci, tot evrei, care au prorocit în numele Domnului și au fost singuri. Și dă exemplu pe Ilie, care Dumnezeu a pus să prorocească în țara lui Israel, umbla Ahab după el să-l omoare, fugea dintr-o parte în alta și culmea culmilor după ce am poruncit unor corbi să te hrănească acolo. De ce nu am poruncit unor porumbei să le hrănească? Pentru că porumbul mănâncă carne. Dacă poruncea unui Dumnezeu unui porumbel să-l hrănească, era logic. Porumbelul nu mănâncă carne, îi aduce carne. Dar Dumnezeu a poruncit unui corb să-l hrănească cu carne, pe Ilie, pentru ca să arate minunea lui Dumnezeu, să fie evident faptul că Dumnezeu este cel care poruncește animalelor. Și pilda seamănă cu pilda vacilor care alăptau și nu s-au dus la viței lor din grajd și au tras chivotul spre locul unde trebuia să meargă. Pilda seamănă cu pilda leului care l-a omorât pe profet, dar nu l-a mâncat și n-a mâncat nici măgarul de lângă și nici l-a plecat de acolo. Țineți minte că stătea lângă măgar și stătea lângă profet, ca să se arate evident faptul că Dumnezeu este cel care poruncește animalelor și poruncește asupra întregii creații. Mă, dacă ne gândim, oare numai pentru evrei, spune asta. Eu cred că ne spune și nouă imaginea aceasta a profeților care profețeau într-un mediu ostil, unde aveau nevoie de răbdare pentru că lucrurile se vor schimba. Este o imagine care ne prinde bine și nouă. Luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Acest verset este ușa largă a cuvântului pentru mintea noastră, care ne trimite direct în Vechiul Testament, să ne uităm la toate filmele care au fost cu toți prorocii, tot ce au pățit ei, și să putem să-i luăm pe rând. Și niciunul din ei nu este altceva decât o pildă de singurătate și de ostilitate. Au fost mai multe feluri de singurătăți. A fost singurătatea lui Ieremia, care pronuncea în mijlocul curții împărătești, dar numai el zicea așa, toți ceilalți ziceau invers. A fost singurătatea lui Daniel, care a fost un fel de surghiun, a fost și rob, se pare că a fost și fame și a fost și la o mare distanță dus în robie. A fost singurătatea lui Ilie, care a fugit, a fost singurătatea lui Elisei,
a fost această stare de singurătate dată de chemarea pe care o aveau și dată și de ostilitatea celor din jur. Dar această singurătate, într-un fel, a fost autoimpusă, pentru că ei aveau credință. Și ceea ce deosebea pe proroci de toți ceilalți oameni era credința. Ei erau plini de cuvântul lui Dumnezeu, erau plini de promisiunea lui Dumnezeu, știau ce se va întâmpla. Eu, Daniel, ziceam pe început din cărți, că vor trece atâția ani, erau oameni preocupați de cuvânt și un om preocupat de cuvânt, care știe că Dumnezeu a spus mai dinainte ce va fi, știe ce va fi. Și când știi ce va fi, te aștepți ca acel lucru să se întâmple și pe ăla aștepți, pe ăla dorești. Și chiar dacă o lume întreagă aștepta altceva, tu ești cel care vei fi încununat cu așteptările tale, nu cei care așteaptă ce nu va fi. Așa suntem și noi ca creștini, noi știm ce va fi și de aici izvorăște un puternic simbol pentru credință. Iar în mijlocul unei lumi ostile care nu așteaptă pe Domnul Isus, care nu iubește venirea Lui, care nu așteaptă rodul scump al Pământului, care nu văd niciun motiv ca să fie îndelung răbdători până la venirea Domnului, spune în versetul 7 și versetul 8, căci venirea Domnului este aproape. Motivația aceasta vine din credință și credința noi ne întărim luând ca pildă de suferință și de răbdare pentru cei care au vorbit în numele Domnului. Dacă ne gândim la Elisei, vedem îngerul în Gehazi, care n-a trăit prin credință. Așa a fost un el. Și noi nu vedem o adaptare a lui Elisei să zică, no, bine, măi, Gehazi, acum ai tu niște slăbiciuni, acum trecem peste astea, hai să... Și vine mustrare din partea lui. Este acum vremea de luat ăsta. Și vine și sentința lui Dumnezeu, pentru că lepra lui Naaman s-a lipit de Gehazi. Dacă ne uităm la toți prorocii, vedem mediul ostil în care erau și vedem și sentința lui Dumnezeu împotriva celor care credeau invers. Vedem pe cei care l-au dat pe Daniel să fie aruncat în groapa cu lei, cum au suferit ei. Vedem pe Mardoheu și pe Haman, cum Haman a fost cel care a fost pedepsit. Pentru că Mardoheu nu s-a închinat, pentru că el știa o poruncă să nu te închine unui om. Vedem pe Shadrach, Meshach și Abednego, care au scăpat din cuptorul de foc și ceilalți au fost aruncați. Vedem pe Ilie, care a fugit de Ahab și Ahab a avut o moarte năprasnică și prorocii lui Baal au avut o moarte năprasnică. Vedem toate situațiile în care vedem și sentința împotriva răului. Noi astăzi pe pământ, de multe ori, Dumnezeu ne ferește de mândria de a vedea sentința. Pentru că ne-am îngânfat. Noi dacă am vedea imediat cum cel rău e doborât, poate că ne-am îngânfat. Și Dumnezeu nu ne dă acest privilegiu, dar cu siguranță aceste lucruri vor fi, deci Dumnezeu va aduce la îndeplinire sentința Lui. Până atunci rămâne această poruncă, așteptarea cu răbdare, până primește ploaie timpurie și târzii, așteptarea cu răbdare a Domnului. Toate planurile care să ne facem cu acest gând. Mâine vine Domnul. Ce va cere Domnul? Să stau să-L aștept nefăcând nimic? Ce zice Domnul? Cum vrea El să ne găsească pe noi? Fiecare să fie găsit în mijlocul lucrului, că nu știi când vine. Și pentru că nu știi când vine, să fie găsit în mijlocul lucrului în credința. Mulțumesc Dumnezeu că am putut să spun câteva cuvinte, nu mi-aș vrea rău ca ieri. Și asta a fost gândul pe care l-am avut, să avem ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. E ușă larg deschisă pe Vechiul Testament, spre pildele pe care mi le-a lăsat Dumnezeu înainte. Ei n-au înțeles de ce i s-au întâmplat toate acele lucruri, dar Dumnezeu a știut că va veni o vreme în care apostolii lui vor scrie. Luați ca pildă de suferință și de răbdare. Și noi citim în anul 2017, citim ce s-a întâmplat cu 1000 de ani înainte de Domnul Isus. Și știm că ce mi se întâmplă nouă, la fel zice o carte de aduce la minte se scrie, și că domnirile și stăpânirile din locurile cerești cunosc azi prin biserică înțelepciunea nespus de căruită a lui Dumnezeu.
De aceea Dumnezeu ne trece prin situații asemănătoare cu cele prin care a trecut pe proroci, pentru ca să ne treacă, pentru ca să își arate înțelepciunea lui nespus de mare, ne pune în situații foarte dificile. Și în aceste situații foarte dificile, Duhul lui Dumnezeu care ne conduce prin cuvântul Său, care ne conduce prin meditație, ne conduce prin apelare la credință, ne face ca să fim pildă și să fim o priveș de învățătură pentru cei pe care nu-i vedem. Zice că îngerii doresc să privească la noi, domnirile și stăpânirile să cunoască azi prin biserica înțelepciunea de spus de Fărita Dumnezeu. Așa că biserica nu este doar comunitatea celor mântuiți care nu vor pieri în pedeapsa, în care hai să fim serioși foarte puțin mai cred, ci biserica este material de studiu pentru domnirile și stăpânirile din locurile cerești. Și când știi că ești material de studiu, atunci trebuie să urmezi după proceduri. Ai încălcat procedurile, nu mai ești material de studiu. Dacă noi nu facem după cuvânt și ne adaptăm la felul de jurul nostru, atunci domnirile și stăpânirile, îngerii, n-au ce învăța și noi ne-au ratat o mare parte din misiunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. O misiune invizibilă, așa cum și rezultatele a ceea ce au făcut prorocii n-au fost vizibile, ei n-au știut că din cărțile lor, din întâmplările lor, milioane de oameni vor citi și milioane de oameni vor ști cine a fost Elisei. Și hai să fim serioși, milioane de oameni poartă numele lui Ilie. O grămadă de oameni poartă numele lui Elisei. O grămadă de oameni îi cheamă Ieremia sau îi cheamă Iacob sau îi cheamă. De ce asta? Pentru că Dumnezeu lucrează prin pilde. Prin pilde din creație, prin pilde din oameni și ne spune și nouă, fii pildă pentru credincioși. Fii pildă pentru credincioși, dar pe lângă asta ești pildă și pentru aia pe care nu-i vezi. Așa că Dumnezeu să ne facă conștienți de faptul că suntem puși ca spectacol pentru lume, pentru înger și pentru oameni și atunci când suntem un spectacol trebuie să lucrăm, să luptăm și să trăim după rânduieli. Amin.